Părinții, dar și învățătorii sunt revoltați de faptul că elevii de clasa 1-a și clasa 2-a nu au primit încă manualele. Luni, 15 septembrie, clopoțelul a sunat din nou, iar pe bănci nu au mai fost manuale care să-i aștepte pe cei mici. Cadrele didactice din Petroșani spun că această situație este una fără precedent. Profesorii însă vor da dovadă de tact educațional și se vor descurca și fără materialele didactice. În mod normal, categoric, de când ne știm, în clasa 1, copiii sunt așteptați cu abecedarele pe băncuțe și situația de acum este, cred că, fără precedent și consider eu tristă și revoltătoare. Ce veți face? Aveți o programă după care să lucrați? O să alegem cea mai bună variantă pentru perioada asta intermediară, până când să sperăm că se respectă promisiunea și apar manualele clasice. Și părinții sunt nemulțumiți de această situație. Ei sunt dispuși să scoată bani din buzunar pentru a achiziționa abecedarul și cărțile necesare pentru educația celor mici. Problema manualelor de clasa 1 și a 2 a apărut în momentul în care licitația de desemnare a editurilor a fost contestată de cei care au pierdut. Președintele Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor susține că s-au analizat 11 reclamații depuse de diversi editori. Dintre acestea, 2 au fost respinse, iar pentru restul s-a cerut continuarea procedurii pentru reevaluare în următoarele 10 zile. Problema manualelor a fost discutată miercuri și în ședință de guvern.